Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierde. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudă roșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Amin. Vă vi se vă reașezați. surori, vă aduc salutări atât din partea bisericii, Pentecostale Adevăr și Lumină din satul mare pe care o păstoresc de 5 ani prin Harul Domnului, cât și din partea Institutului Pentecostal din București, unde am ajuns să fiu implicat în activitatea de predare de o scurtă vreme. Și ne dăjduiesc ca în seara aceasta, nu știu, așa ca o paranteză, vă zic că cred că eu mai mult decât dumneavoastră abia aștept să termin predica, să știu că am încheiat ziua, seara, mâine plec acasă, am așa în inimă, pe de-o parte, gândurile acestea. de altă parte, am și anumite păreri de rău, că am întâlnit frați extraordinari aici, părtă și bune. Am văzut lucruri frumoase prin Roma, parcă au și zburat zilele acestea. Însă, dacă am ajuns înaintea dumneavoastră, aș vrea să vă chem în seara aceasta la o verificare de agende. Nu știu cum stați cu agendele pe anul ăsta, Bănuiesc că nu singurul care am deja planuri făcute cel puțin pe câteva luni de zile, dacă nu pentru un an sau mai multă vreme. Bănuiesc că și dintre dumneavoastră aveți agende destul de pline, planuri multe făcute și nu că ar fi rău lucrul acesta. Bine, sunt credincioși care, de exemplu, sunt din categoria celor care zic că ei nu-și fac planul, că cum dă Domnul, știți? Că mai au și argument biblic, că omul Duhovnicesc, e ca vântul, nu știi de unde vine, unde se duce, și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt și alți credincioși care își fac foarte multe planuri, foarte stăpâni pe ele, uneori uitând să se mai uite poate în sus, să întrebe pe Domnul și să se întrebe dacă planurile pe care le au sunt după voia lui Dumnezeu. Eu, eu cred că și dumneavoastră, ca și mine, știți când trece un an și vine altul și ne mai gândim ce planuri am avut, ce am îndeplinit, ce n-am reușit să facem, ce vrem să facem mai mult și mai bine în anul acesta. Eu chiar ne nădăjduiesc și sper că ați luat hotărâri noi în anul acesta de a vă apropia de Domnul, poate de a reciti Scriptura și de data asta să nu ne blocăm la Geneza sau la Leviticul, să o ducem până la capăt, poate de a fi mai prezenți la casa Domnului, poate de a ne implica mai mult și de a face mai multe slujiri. Poate cineva și-a propus să fie episcop și zi, sau păstor, Biblia zice că dorește un lucru bun, numai că. Și acolo depinde dacă Domnul te cheamă la lucrare, depinde dacă Domnul te cheamă atunci. Poate alții și-au propus și-ar vrea să se căsătorească, am mai vorbim și cu dintre aceștia, dar încă n-au cu cine. Dar poate aveți și planuri realizabile, poate aveți și planuri mărețe în care așteptați intervenția lui Dumnezeu. Ce vreau să vă întreb în această seară este dacă aveți și dacă avem convingerea că planurile pe care noi ni le-am făcut sunt după voia lui Dumnezeu. Am cântat mai devreme, voia ta, nu voia mea să se facă Doamne în viața mea. Oare dacă te uiți la agenda ta din acea, pe care o ai făcută până acum, la planurile pe care le ai, oare simți că ai pusă parafa lui Dumnezeu peste ele? Simți că ai pus autorizația lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu peste planurile și peste lucrurile pe care vrei să le faci mai departe? Chiar dacă uneori îți dorești un lucru bun, Chiar m-am gândit la un moment dat că nu-i tare ușor în unele momente spirituale, că la un moment dat nu mai știi pe Pavel cine îl bloca, uneori satana, alteori Duhul Sfânt. Uneori zice că satana ne-a pus piedii să mergem într-o lucrare și era o lucrare bună de evangelizare, alteori zice că Duhul Sfânt e oprit. Nu e așa că e important să știi până la urmă cine te oprește sau cine te cheamă, cine te călăuzește? De aceea atât de important să rămâi aproape de Domnul. Ba mai mult mă gândeam la vremea aceea, știți, în care era poporul Israel, s-a ridicat un profet ca Ieremia prin puterea lui Dumnezeu și a venit să spună poporului Dumnezeu a hotărât nimicirea Ierusalimului, planul și voia lui Dumnezeu este ca voi toți să vă predați în mâna lui Nebucadnețar și atunci veți scăpa cu viață. Și se ridicau alți proroci care veneau și ziceau, nu, planul lui Dumnezeu este să rămânem aici, Dumnezeu ne-a dat țara și se legau de făgăduința lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat templu, avem templul lui Dumnezeu, avem atâtea lucruri aici, acum să plecăm și să ne predăm, Dumnezeu va fi cu noi. Și asta și m-a gândit într-o vreme că aceea nu a fost tare ușor să știi care e voia Domnului. De aceea atât de important să fie acea ungere a lui Dumnezeu, acea călăuzire specifică și personală din partea lui Dumnezeu, acea însoțire. Și aș vrea să vă întreb în această seară, oare aveți convingerea că planurile pe care vi le-ați făcut mai departe, pe care le aveți în viață, sunt după voia lui Dumnezeu? Deci aș vrea să vorbesc în această seară despre, mai întâi despre planurile care nu sunt în afara voii lui Dumnezeu și să vedem câteva caracteristici din cuvântul acesta ale planurilor care nu sunt în voia lui Dumnezeu. În primul rând, planurile care sunt în afara lui Dumnezeu au o caracteristică că prezintă interes numai pentru câștig. Spune cuvântul aici: Ascultați acum voi care ziceți: astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Adică erau acea categorie de oameni care și-au făcut planuri și interesul lor și concentrarea lor era numai pentru câștig. Acum, bun, haideți să nu fim ipocriți. Că nu înseamnă nu că dacă îți alegi un job, dacă îți faci niște planuri de viitor să nu te gândești la câștig. Nu înseamnă că dacă îți deschizi poate un business sau te angajezi undeva, nu te gândești mai și cât o să mă plătească. Nu înseamnă că dacă te căsătorești, nu te gândești, mai și din ce o să trăiești, o să mă întrețin familia. Însă ce vreau să subliniez din cuvântul acesta, că sunt uneori planuri făcute și sunt oameni care își ghidează viața și toate hotărârile pe care le iau sunt concentrate numai pe câștigul acesta pământesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relor. Da, frațul, nu să fii bogat, nu să fii binecuvântat de Dumnezeu, iubirea de bani și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, iată ce planuri să ai, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori, te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru, Iisus Hristos. Pentru că atunci când planurile noastre sunt concentrate numai pe câștig, numai pe câștigul acesta pământesc și ajungem să sacrificăm acea luptă spirituală și ajungem să sacrificăm acele lucruri pe care Dumnezeu spune să le căutăm cu prioritate. Nu înseamnă să renunți la job, nu înseamnă să renunți la viața pe care o trăiești și trebuie să te întreții să trăiești pe pământul acesta, dar înseamnă să spui o întrebare în seara asta. Oare atenția ta este concentrat în mod principal pe Dumnezeu și pe voia Lui, pe a-L sluji pe Dumnezeu? S-a pus ieri la curs o întrebare foarte bună. Dacă uneori noi nu facem și cu Dumnezeu în modul acesta în care El devine un asistent și un rob al nostru. Doamne, am planul ăsta, dă-i binecuvântare. Doamne, vină cu mine pe drumul ăsta, Doamne, fă aia, Doamne, dă aia, Doamne, nu că e rău să depinde de Dumnezeu în toate. Dar de multe ori când Dumnezeu cheamă și când Dumnezeu vrea să mergem noi pe un drum, s-ar putea să nu fim dispuși și să înțelegem că nu totul se învârte în jurul nostru, ci din potrivă viața noastră trebuie să fie concentrată pe voia lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Toate aceste lucruri se vor da pe deasupra. O altă caracteristică a planurilor care sunt în afara voii lui Dumnezeu este că acele planuri confundă, și fiți puțin atenți așa, autonomia cu independența. Acum trăim în era asta în care și ceasul pe care îl avem la mână ne înregistrează și ne mai arată câte baterii avem, telefonul. Când mergi cu mașina, îți arată la un moment dat câtă autonomie mai ai, nu? 600-700 de kilometri, și știi că trebuie să intri la peco să alimentezi. Ce vreau să spun prin lucrul acesta este că fiecare dintre noi avem o anumită autonomie. Știm cât putem merge, dar știm un lucru, că noi fără Dumnezeu nu avem o independență totală. Nu suntem ca aia de pe titanii care au zis la un moment dat, această uh, corabie, acest vas, nici Dumnezeu nu poate să-l dărâme nimic, pentru că e un vas incredibil. Noi suntem independenți, noi putem face totul fără nicio problemă. Și asta de vorbă de atâtea ori cu atâția oameni care au spus și s-au crezut ei puterni, s-au crezut independenți și au crezut că n-au nevoie de Dumnezeu. Și au crezut că se pot descurca singuri și au crezut că puterea lor, capacitățile lor, înțelepciunea lor vor fi acelea care vor aduce izbândă. Și au uitat că ei depind și noi depindem de Dumnezeu în toate lucrurile. Spune cuvântul. Ascultați acum voi care zice, astăzi sau mâine, ne vom duce, vom sta acolo, vom face negustorie și vom câștiga. Întreabă Cuvântul: vă credeți independenți? Cu alte cuvinte, nu înțelegeți că în toate aceste lucruri noi suntem dependenți de Dumnezeu? Știți, frați și surori, mai ales vremurile pe care le trăim, Uneori bunăstarea ne pot conduce la o stare dintre aceea de independență în care ne încredem mai mult în puterea și în capacitățile noastre. Mi-aduc aminte și vă dau un exemplu din. În urmă cu mai mulți ani, am reușit la un moment dat cu soția să avem așa o, o, o mică sumă pusă deoparte. Dar nu era mare, ceva acolo. Dar în mintea mea am zis la un moment dat, nu, no, Doamne, ce bine am că. Doamne, orice se întâmplă acum, măcar am aici o rezervă pe care mă bazez. Că știi, să mai strică mașina la momentul nepotrivit, mai apare o urgență când... Și uneori nu știi cum să te descurcează, acum măcar îți mai liniști că și dacă se strică și dacă se întâmplă ceva, am o rezervă și mă descurc. Mă duceam într-o duminică dimineață la biserică undeva și am intrat într-unul din spate, așa, din... nu mai știu de ce. Vorbeam cu un alt frate lângă mine și m-am tot dus când m-am dus la mecanic și când am căutat soluții, tot ce am avut-o deoparte nu a ajuns ca să acopăr problema mașinii, să recuperez lucrurile. Dar de câte ori în viața noastră fiecare dintre noi nu ajungem la astfel de gânduri? Eu mi-am învățat lecția asta și dar nu că am fost mândru neapărat, dar am căpătat așa o liniște și am înțeles atunci că Dumnezeu a vrut să mă învețe că oricât și orice aș avea, eu nu pot să mă cred independență, eu nu pot, eu întotdeauna am o autonomie, eu întotdeauna cu ceea ce sunt nu voi putea să mă descurc fără Dumnezeu, fără brațul lui Dumnezeu. Și am stat de atâtea ori de vorbă cu oameni care au zis, m-am crezut independent, am crezut că prin înțelepciunea mea, prin puterea mea, știți ziua aceea în care s-a urcat nebucanețar deasupra palatului, deasupra capitalei lui și au zis, ce am reușit eu să fac, zice, și se uita cu mândrie, cu fală și au zis, eu am reușit să fac toate lucrurile acestea, lucruri mărețe, extraordinare. Într-o zi l-a tulburat Dumnezeu printr-un vis. Tăiați copacul cel mare, dar lăsați acolo rădăcinile. Și a venit Daniel și o zi zis, împărate, ia seama bine și smerește-te, pentru că ți s-a îngânfat inima. Dacă nu vei te vei smeri și nu te vei supune lui Dumnezeu, vei ajunge ca fiarele sălbatece, pentru că Dumnezeu totuși, știți ce a fost acolo, harul lui Dumnezeu. În momentul acela în care Dumnezeu i-a dovedit că putea să zdrun cine și pe el cu totul, dar au zis, lăsați rădăcina acolo. Și vreau să vă pun o întrebare pe care mi-am pus-o uneori. Dice că după șapte vremi nebucanețar și-a ridicat privirea sub, după șapte vremi de sălbăticie, după șapte vremi în care nu mai fost om, în care au ajuns de râsul și bat jocuri altora, după șapte vremi în care nu mai avut autoritate, era ca fiarele sălbatice. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că de la sine putere o reușit nebucanețar să se uite în sus și să-l recunoască pe Dumnezeu? Oare nu a fost tot harul lui Dumnezeu care într-o zi s-a uitat la el și o să ne Hai să facem acum un test. Oare după astea șapte vreme o să mă recunosc și o să Dumnezeu îi dau puțină luciditate? Și s-a uitat nebucanețar în sus și a avut atunci mintea și înțelepciunea să zică Doamne, cu adevărat Tu ești Dumnezeul Dumnezeilor. Dar dacă nu era harul lui Dumnezeu, nici măcar atunci nebucanețar nu și-ar mai fi revenit. Vreau din această seară să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră Poate de multe ori am văzut în urma noastră că toate s-ar fi putut ruina, distruge, dar au fost un Dumnezeu care a zis până aici, lăsați acolo rădăcina, lăsați acolo șansa mai departe. Poate sunteți unii în această seară într-o situație de genul acesta prin care ați crezut că sunteți independenți, că nu mai aveți nevoie de rugăciune, de biserică, de cuvânt, de Dumnezeu la un moment dat. Oare n-ai vrea în seara aceasta să te întorci? Până nu-i prea târziu, prin harul și lumina lui Dumnezeu să zici, Doamne, fără tine nu sunt nimic, fără tine nu pot face nimic. Să te smerești și să îți declari, pentru că spune cuvântul aici, să nu confunzi autonomia cu independența, pentru că fiecare acțiune din cele patru depinde de Dumnezeu. Dacă vei merge, vei merge dacă te lasă Dumnezeu. Dacă vei face un lucru sau altul, vei face dacă te lasă Dumnezeu, dacă vei sta acolo, va fi de asemenea, dacă te lasă Dumnezeu să stai acolo și dacă vei avea vreun rod, de un fel sau de altul, va fi numai prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Eram în urmă cu trei ani, la sfârșitul unui an, cu câteva familii, știți cum obișnuim noi, după părtășia de la biserică, stăm părtăși cu frații, cu familiile, ne-am despărțit la o anumită oră, ne-am dus acasă și dimineața unul dintre prieteni m-a sunat și mi-a zis tata nu s-a mai trezit. L-am găsit cu fața la pernă. S-au dus nepoții la el dimineața și au zis bunicule, hai să ne jucăm. Au tot mișcat de el și nu s-a mai ridicat. Pentru că știți ce ne spune cuvântul acesta? Nu știți ce va aduce ziua de mâine. Nu confunda autonomia cu independența, că ziua de mâine este necunoscut pentru noi. Noi nu știm ce va aduce. În al doilea rând, noi nu știm oare cât de vremelnică este viața și spune cuvântul aici că ce este viața voastră. Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Care dintre noi știm că mai ajungem acasă? De multe ori ne trezim, umblăm și alergăm ca și cum suntem atât de tari. Mă gândeam când declara fratele Vasile din Belgia, cum într-o zi toate se pot schimba. Nu mai e puterea pe care ai crezut că o ai, nu mai e capacitățile pe care ai crezut că le ai. Puneam puțin ieri și vă aduc această mărturie pentru că a fost recentă în familia noastră. Eram vara trecută plecat cu soția la Oradea de unde provin, de unde provin la origini și la un eveniment frumos în familie. Pentru dimineața, în dimineața evenimentului a Logodnei, una dintre surori, soția mea, după ce ne-am trezit, mi-a zis că se simte rău. A zis, bun, mai stăm puțin, o să-ți revii, probabil, dar a început să se simte tot mai rău. Până la urmă, i-am dat niște. ce am crezut noi la îndemână, am chemat ambulanță, a venit ambulanța, au zis ce de pe ambulanță, a probabil o cădere de calciu, probabil îți dăm aici o perfuzie și apoi o să-ți revii nu și-a revenit destul de bine în ziua aceea și-a revenit parțial. Asta era vinerea. Săptămâna ne-am întors spre satul mare și după ce am ajuns la satul mare, starea ei s-a făcut mai rea ca în ziua precedentă. Văzând că nu avem alte soluții, am apelat din nou la ambulanță, a venit ambulanța și au am luat doctorii păreri, unele și altele. Ești tu prea panicoasă, ai tu atacuri de așa când simți tu niște lucruri. Au dus-o la urgență, au făcut analize și cu analizele în mână i-au spus ai avut o deshidratare, ai avut nevoie numai de niște perfuzii, n-ai băut destul la apă. A venit acasă și ne-am culcat, m-am trezit duminică dimineața și i-am zis soției hai te rog să te duc măcar jos, să nu ai de coborât scările singură, că nu știu cum te simți. Deci ce am coborât jos, soția mea a, început, a, a intrat într-o stare foarte grea, n-a mai putut să rămână aproape nici conștientă, nu mai putea respira. În momentul acela mă uitam, sigur când în tipul acesta ne-am rugat, am, am, uitat, nu mai știam ce să fac. Pe de-o parte medicii mi-au indus și mie ideea, măi, probabil ea e mai slab, așa, ce știu, o să-și revină. Dar momentele acelea mi-au dat prin minte, duminica dimineața, să trimit analizele de sâmbătă seara unei cunoștințe care lucra în laborator de analize și cred că toharul Domnului a fost ca să-mi răspundă imediat, să poată să-mi răspundă și... Când a citit acele analize mi-a spus Beni de urgență, cheamă ambulanța pentru că deja din analize de sâmbătă seara ea a pierdut peste jumătate din sânge. Am sigur într-o stare, am chemat ambulanța din nou, le-am spus ce mi s-a spus și atunci după o oră m-au sunat ei când soția era deja într-o stare de inconștiență și mi-au spus Domnul Bogdan, trebuie de urgență să-i dăm sânge, că a pierdut foarte mult sânge, încă nu știm cauza, nu știm ce se întâmplă, și în astfel de situații îți dai seama cât de vremelnică e viața. Nu știam ce se va întâmpla, nu știam ce se întâmplă și sunt situații grele. Sigur, după aceea s-a descoperit că a fost un ulcer prin care ea pierdea sânge în noi. Nu știam, ea simțea doar efectele, ei n-au descoperit decât ulterior, dar m-am gândit după aceea. Credeți că nu mi-a venit să fiu frustrat pe doctor și am zis, vai de doctorii din România. Am zis, cu analizele în mână te trimit acasă și putea să mor. Mi-au venit multe gânduri în minte. Dar la un moment dat m-am uitat și am zis, Doamne, dacă nu erai tu, uneori ne putem baza pe oameni, pe capacitățile lor, dar dacă nu-i mâna lui Dumnezeu... Știți ce m-am întrebat la un moment dat? De ce în momentul în care au descoperit ulcerul nu mai avea sângerare? M-am întrebat când s-a oprit. Mi-am dat seama că a fost o mână la Dumnezeu care la momentul în care a crezut El, l-a oprit și a fost harul lui Dumnezeu care o dus. Dar vedeți dumneavoastră cât de vremelnică e viața asta, când ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere și ne ducem. Dar când mergem noi în lumea asta, uneori ne credem atât de tari și de puternici. Ne credem uneori că nimic nu ne poate atinge. Avem uneori impresia că toate funcțiile pe care noi le avem în corpul acesta, e normal să le avem până într-o zi în care la un moment dat nu se mai întâmplă totul cum vrem noi. De aceea numele Domnului vreau să vă îndemn nu confundați autonomia cu independența. Ne-a lăsat Dumnezeu autonomie, să mai putem noi umbla și face. Dar noi nu suntem independenți, ci în toate lucrurile suntem dependenți de Dumnezeu. În al treilea rând, dacă ne uităm în cuvântul acesta, planurile care sunt în afara voii lui Dumnezeu mai au o caracteristică, se bazează pe mândrie și conduc la aroganță. Se bazează pe mândria personală. Noi ne vom duce, noi vom face, noi vom câștiga, noi avem putere, noi avem capacități. Și spune cuvântul aici. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, zice, toți vă făliți cu ce tari și puternici sunteți voi. Orice laudă de genul acesta este rea. Sau dacă te-ai dus în planurile tale și ți-au izbutit, planuri, izbutit planurile, dar planurile acelea te-au condus la aroganță, în loc să te conducă la smerenie, ascultă-mă, înseamnă că nu-i starea ta după voia lui Dumnezeu. Când mergi în voia lui Dumnezeu, planul întotdeauna trebuie să te smerească. Știți, vorbeam la un moment dat un lucru și cu anumiți frați când mai ne permitem și noi între noi să ne mai plângem unii altora, și constatam la un moment dat că e tare interesant cum în biserică, foarte ușor se promovează darul descurajării sau al criticii. Adică un frate dacă are să zică o critică, ți-o zice imediat fără probleme. Dar am auzit, nu vă spun, de atâtea ori am auzit vorba asta în viața mea, mă, i-am zis ceva de bine, dar nu zicem pe față să nu se mândrească. Dacă când e vorba de critică, nu să gândesc oare nu-l dărâm? Oare cum eu spun, oare cum îl sfătuiesc, dacă când e vorba de încurajare acolo să nu se mândrească. Dar mi-a plăcut vorba unui frate care zicea în felul următor, zice, apropo ca o paranteză, să știți că avem nevoie de încurajare. Să știți că slujitorii dumneavoastră au nevoie de încurajare. Niciodată un slujitor duhovnic nu se va mândri. Deci, fratele acestea zice, când mai vine un frate și mulțumește și mă încurajează și mă binecuvântează numele Domnului, zice, eu simt că în momentul acela strâng un buchet de flori. Și zicea el, ce important la noi, la slujitori, este când mergem de acolo, ce facem cu buchetul ăla? Îl punem acolo în inima noastră la un loc de cinste și zicem, ia uite ce extraordinar suntem noi, ce grozav suntem. Sau mergem cu el înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, e numai harul tău, e numai slava ta, e numai puterea ta. Zice cuvântul Domnului în Deuteronomul, capitolul 8, cu versetul 10, în felul următor. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Când te uiți la tot ceea ce ai în viața ta, să nu uiți că tot ceea ce ai vine de la Dumnezeu și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Să nu uiți să lauzi pe Dumnezeu, să nu uiți că toate aceste lucruri sunt trecătoare și într-o zi vor arde. Deci la un moment dat un frate deci, mai am început să mă îngrijorez când mă uit în jur, că mă gândesc că grămada mea de cenușă o să fie mai mare ca altora. Dar zic, cum adică? Apoi zice, ia ce casă mare mi-am făcut. Frați și surori, vreau să vă îndemn în această seară să ne cercetăm oare planurile noastre. Nu sunt planuri care să fie în afara voiei lui Dumnezeu? Oare nu sunt planuri din acestea făcute din mândrie să dovedim altora? Planuri care ne-au condus la aroganță, nu știu, a ajuns cineva, a ajuns într-o stare, a ajuns și gata, deja se uită de sus? Oare să fie planuri prin care ajungem să confundăm autonomia noastră cu independența? Haideți să vedem acum, în ultima parte, oare cum arată planurile după voia lui Dumnezeu? Și, în primul rând planurile după voia lui Dumnezeu prezintă interes față de planurile și voia lui Dumnezeu. Pentru că zice cuvântul aici în pasajul acesta, din potrivă, voi ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Adică atunci când ne facem un plan, atunci când luăm decizii pentru viața noastră, ascultați-mă, dragi tineri, și când vă alegeți uh, facultatea, și când vă alegeți partenerul de căsătorie, nu să ne neapărat să întrebați prorocul dacă vă vorbește slavă Domnului, dar zic să-l întrebați pe Domnul, zic să vă rugați întotdeauna. Atunci când ne alegem în viitor, chiar și meseria, chiar și pașii, chiar și mutarea, zice cuvântul, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Adică atunci când îți faci un plan, să nu te uiți la tine să te încrezi în puterile tale, și să te uiți la Dumnezeu și să zici, Doamne, numai dacă vei vrea Tu! Doamne, numai dacă îți vei întinde Tu mâna, numai dacă vei da Tu binecuvântare, Dumnezeule! Oare în planurile pe care ți le-ai făcut, ai arătat interes față de voia Domnului? O, dar nu fraza e repetată, banal, o, dacă voi Domnul ne-o vedea, știți, uneori, nu-i rău să o zicem din toată inima. Dar nici fatalismul ăla prin care știi, sunt unii care nu-și fac niciun plan, că ce-a dat Domnul. Nici aia nu cred că e după voia Domnului. Și acel interes față de planul și voia lui Dumnezeu. Avem o cântare care spune, În fără sparge spargem voia, dacă nu-i spre slava ta. Oare ai putea zice în seara aceasta, Doamne, acestea sunt planurile mele, gândurile mele, dar te rog, Doamne, să mi le spargi în fărâme, dacă nu spre slava Ta. Dar ai puterea să accepți lucrul acesta? Și am întâlnit oameni care, dacă un păstor nu le-a dat răspuns favorabil din Biblie, s-au mai dus încă la trei să vadă, oare nu cumva la alt păstor o căpăta dezlegare, dar dacă cuvântul nu dă dezlegare. Am întâlnit oameni care, dacă prorocul nu le-a dat cuvânt favorabil, s-au mai dus la trei să vadă, oare nu le dau alții? Oamenii atât de șireți știți ca poporul Israel când s-au dus la Ieremia după ce a fost cucerit Ierusalimul și au zis uh, Ieremia, roagă-te Domnului să ne zică ce să facem, rămânem aici în Ierusalim sau ne ducem în Egipt, că noi vrem să mergem în Egipt. Și Ieremia l-a zis, zice, aveți grijă că vă jucați, zice, că voi oricum nu o să ascultați. nu, vom face tot ce va zice Domnul. Și după câteva zile o vin Ieremia și le a zis, Domnul vorbi să rămâneți aici, că El vă va binecuvânta aici, în locul acesta. Uneori planurile lui Dumnezeu sunt destul de ciudate. Pentru că uneori planul lui Dumnezeu te fac să rămâi într-un pustiu și să te uiți și să te întrebi, Doamne, o să rodească ceva aici? Unor planurile lui Dumnezeu te duc în valea cu oase ca pe Ezechiel și Dumnezeu zice, prorocește, roagă -te, mijlocește, fă lucrarea că eu voi face să rodească. Și te întreb, Doamne, dar pe mine de ce nu mai dus acolo unde -i? Știți când o ales Lot și Avram, Lot s-a uitat la grădina care stătea înainte și o văzut că e bine udat, au văzut acolo rod bogat și o zis, eu mă duc acolo la câmpie și o zis, Dumnezeu Avrame, du-te la munte că eu voi fi cu tine. Nu știu dacă te-a pus Dumnezeu într-un loc și vedeți, aceasta este uneori o luptă a slujitorilor. Uneori parcă nu vezi rodul pe care ai vrea să-l vezi, dar ești acolo într-un loc și ai vrea să pleci. Zici, Doamne, nu mai pot să stau în locul acesta. Asta îndemn în această seară să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Cea mai grea lucrare pe care a avut-o de făcut un om Așa, în interpretarea mea și în înțelegerea mea, cred că a fost al lui Ieremia. O, Dumnezeu, du-te, prorocește. Cât, Doamne? Cât îți zic eu? O prorocit 10 ani. 20. Și, o, Dumnezeu, tău pe unul care s toți la pocăință pe Ierusalimului. O, nu, nu găsesc niciunul. Le-au zis 20 și ceva de ani, vedeți că vine nebucadnețar. În or crezut. Când au venit nebucadnețar la porți, au zis, nu-i voia Domnului să ne predăm și au văzut tot Ierusalimul de Iisus. Credeți că degeaba există cartea plângerilor lui Ieremia în Biblie, în care prorocul acesta plângea și îl durea și plângea pentru popor înaintea lui Dumnezeu și, roie de lacrimi vers. Dar până la urmă o zis Ieremia, Doamne, eu ajuns un pustiu, templul de dărâmat, poporul luat, dar Doamne, eu mai am o nădejde că bunătățile tale se noiesc în fiecare dimineață. Și dacă planurile lui Dumnezeu te-au dus la oncologie și dacă planurile lui Dumnezeu te-au dus într-o vale uscată, într-un pustiu, în această seară vreau să te îndemn să ne iarăși în bunătățile lui Dumnezeu. Pentru că cel mai important este să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Nu contează unde, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții. Eu nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine, de este atât de important acea însoțire a lui Dumnezeu. Știți care e cel mai grav lucru? E să mergi pe un drum care ți se pare bun, să nu fie după voia Domnului. Dumnezeu să nu-ți mai pună nicio piedică. Și unii au impresia odată că dacă Dumnezeu nu-i mai oprește, știți cum zicem Salmul 50, zice, tu te-ai dus, ai făcut, ai zis, eu am tăcut. Și când eu am tăcut, tu ai crezut că eu sunt ca tine. Dumnezeu, vină totuși să ne cercetăm. În al doilea rând, planurile după voia lui Dumnezeu se bazează pe suveranitatea lui Dumnezeu. Adică atunci când se uită la cele planuri, nu se uită și zice, mă voi duce, voi sta, voi face și voi câștiga. Ci se uită și zice, Doamne, doar dacă vei vrea Tu, Doamne, doar dacă vei da Tu rod se va întâmpla lucrul acesta. Uneori, nici nu știți ce greu e acum când mă apropii de încheiere, vă zic și partea cealaltă, nu e greu pentru predicator numai înainte de predică, e greu și după. Că uneori stai și te întrebi, Doamne, oare a avut vreun efect? Doamne, oare a avut vreun rod? Am mai trebuit, știți, mai ales când ești la evangelizare, mai încerci o chemare, că nu iese nimeni, la un moment dat bă, mai bine nu mai chem pe nimeni. Dar la un moment dat Dumnezeu, când mă uitam și eu la lucrarea pe care o fac, mă uitam și aveam anumite așteptări, mi-a vorbit simplu și concret și mi-a zis în felul următor, zice, te-am pus acolo să uzi și să semeni. Eu curăț și tai. O zi, Dumnezeu, eu fac să rodească sau intervin într-un fel sau altul, tu aruncă sămânța mai departe, tu udă mai departe și seamănă mai departe, mijlocește mai departe, slujește mai departe, roagă-te mai departe. Mă deranjează cumplit în vremea aceasta când văd Slujitorii care se frustrează că nu se întâmplă lucrurile cum ar vrea ei sau că nu văd rodul pe care ar vrea să-l vadă și frustrându-se, gata, nu mai fac nimic. Dragul meu, ascultă-mă, fie că ești implicat într-o lucrare sau alta. Nu lăsa frustrarea să-ți oprească slujirea. Rodul va veni de la Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm la Ieremia, au fost cel mai falimentar predicator și proroc care au existat vreodată. Nu s-o pocăi niciunul. Și alții poate aveau în spatele lor poze cu o mie de predați, cu zece mii și așa mai departe. Dar nu, Ieremia au fost un proroc care va fi răsplătit de Dumnezeu, că a rămas la locul în care l-a pus Dumnezeu. Și în ultimul rând, planurile făcute după voia lui Dumnezeu sunt planuri care se evidențiază prin bunătate. Când am studiat pasajul acesta, m-am gândit de multe ori celor care versetul ăsta 17 în tot contextul de aici, m-am tot frământat. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Și când l-am pus în lumina cuvântului pe care l-am dezbătut, mi-am dat seama de un lucru. Că întotdeauna planul care este după voia lui Dumnezeu, după ce aduce rod, se manifestă prin bunătate, se manifestă uneori chiar prin sacrificarea rodului pentru binele altora. Întotdeauna un plan făcut după voia lui Dumnezeu nu este un plan egoist. Nu este un plan prin care îmi caut doar interesul meu, ci este un plan prin care mă uit și mă întreb cu ce aș putea să folosesc altora. Cu ce aș putea fi ziditor altora. Aduc aminte de întâlnirea Domnului Isus cu tânărul acela bogat. Eu zic, Domnul Iisus Hristos, tinere, ai adunat multe, ai multe, du-te de vin de tot ce ai, de la săraci. Vei avea cum în cer, apoi vino și urmează-mă. Dar știți ce înțeles tânărul la Doamne, tu vrei mă lași falit. El nu a înțeles o parte de acolo, eu zis, Domnul, vei avea o comoră în cer. Și vreau să vă spun, frați și surori, în cele din urmă este Că toate darurile spirituale sau pământești pe care le-am primit de la Dumnezeu, când ești în voia lui Dumnezeu, le folosești cu bunătate pentru binele altora. Prin slujirea ta zidești și nu dărâm. Prin, prin slujirea ta nu închizi ușa altora, ci vei face tot ce poți să ridici și să reabilitezi. Prin slujirea ta, prin câștigul pe care îl ai, vei da și altora, vei fi întotdeauna deschis să fii o binecuvântare pentru alții, pentru că a zis Dumnezeu lui Avram, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Dar vreau să te întreb în această seară în încheiere, la un moment dat spune cuvântul Domnului în pilda celor poftiți la cină, că un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine i-a trimis pe robul său să spună, veniți, iată că toate sunt gata. Dar toți s-au dezvinovățit și au zis, unul a zis, tocmai mi-am cumpărat un ogor, n-am ce să fac, trebuie să mă duc să-l văd. Altul a zis, tocmai mi-am cumpărat o pereche de boi, tocmai m-am căsătorit și nu pot să vin. Oare de câte ori în anul care a trecut sau în viața ta până acum de i-ai zis lui Dumnezeu, n-am timp, nu pot, Doamne, să mă implic, nu pot, Doamne, să mă duc, nu pot, Doamne, să fac. Oare nu sunt lucruri pe care încă le așteaptă Dumnezeu să, să sacrifici de la tine din planurile tale ca să faci mai mult pentru Dumnezeu? Pentru că va veni ziua în care unii nici pentru revenirea Domnului nu vor avea timp, că vor fi prinși în alte lucruri, în alte planuri, toți scuzându-se. Aș vrea în această seară să vă îndemn, să zicem cu toții, Doamne, am și eu planurile astea, gândurile astea, dar Doamne Dumnezeule le voi face dacă vei vrea Tu. Doamne Dumnezeule, mă încred în Tine pentru rodul pe care l aștept. Doamne Dumnezeule, vreau să fiu o binecuvântare. Și Doamne Dumnezeule, vreau să Te slujesc mai mult. Ce să faci acum în anul acesta? În primul rând, fă planuri, dar fă planuri după voia Domnului. În al doilea rând, Rămâi dependent de Domnul și când lucrurile vor înflori și vor merge bine, rămâi dependent de Dumnezeu și nu deveni independent. Că dacă binecuvântarea pe care ai dobândit-o te de depărtează de Dumnezeu, are mai este aceea binecuvântare? În al treilea rând, încrede-te în Dumnezeu pentru rod și dă slavă Domnului pentru rod. Nu te uita în urmă să zici, eu am făcut. Și să zici întotdeauna, e slava lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, Folosește rodul pentru bine. Fă bine pentru alții și fii un om care să arăți bunătate. Așa aș vrea să pot spune în seara aceasta din toată inima, Doamne, asta e agenda mea, ăstea sunt planurile mele. Nu fără me spargem voia, dacă nu-i spre slava ta. așa cum am cântat, să nu fie doar o cântare, voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viață. Să trăiesc cum tu dorești, o Domnul meu. Și zic Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin.